numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preasfințite pâine, dragi părinți, credinți, creștoși, dragi părinți, Hristos a lăsat. Iată-te pe mila și ajutorul Dumnezeu, am ajuns în această duminică, a șaptea să faci, încinată în cinstea Sfinților Părinți de la Sfântul Întâi Cuvenit. Și noi toți spunem trei care ne păcătesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia trei una sunt. Pentru că Sfinții Părinți s-au stăluit din tot sufletul ca să păstreze adevărul în Biserica noastră Ortodoxă. Ca noi venind în Biserică să putem învăța rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu și să putem primi iertare de la Dumnezeu. Dar știm că pentru toate acestea este nevoie ca omul să fie în dreapta credință, să fie în Biserica Ortodoxă pentru că numai în această curabie omul își poate salva sufletul, e clar dacă trăiește omul după voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă omul vine la biserică și păcate nu se pucăiește, ci rămâne mai departe în ele, atunci ceea ce aduce, aceea risipește sau ceea ce zidește, aceea risipește după aceea și nu rămâne nimic. De aceea trebuie să ne străduim ca prin pocăință să venim întotdeauna înaintea lui Dumnezeu să primim iertare. Pentru că suntem neputincioși și greșim de fiecare dată. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat această taină a pocăinței ca să ne putem întoarce la El și a primi iertare. În anii 325, când era la putere un împărat creștin, Constantin cel Mare, a apărut erezia lui Arie, care spunea că Fiul nu este de o ființă cu Tatăl, că a fost o vreme când Fiul nu era. Deci această erezia acestui preot din Alexandria, care era ca să înțeleagă că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt
biserică singur fiind, a văzut uștile împărătești deschise și un drum frumos cu haine luminoase și luminată față, era fața Sfântului Hristos, dar carnea nu era luptă. Și atunci Părintele îmi întreabă, de ce haina ta este? Deci vedeți, nici credincioși, cât de periculos este ca să te abați de la depărătării de credință și la Biserica Ortodoxă. Și cea mai mare schismă și ruptură în Biserica noastră Ortodoxă a fost în anul 1054, când s-a despărțit Biserica de Răsăritul de la Constantinopol, cu centrul la Constantinopol, de Biserica de Apus, care era centrul la Roma, vedem că acea structură a fost o mare durere pentru biserica noastră, dar adevărul trebuia păstrat. Pentru că la biserica de la Apus au fost abate și sunt în ziua de astăzi, cu care noi, Biserica Ortodoxă, nu putem fi de acord. De aceea, după aceea, din Biserica Catolică, după aceea s-au mai făcut alte schisme, au părut erezia lui Luther, au Anglicană, Biserica Anglicană, care este acum în Anglia, în America de Nord, în Australia, și după aceea multe alte schimburi s-au făcut cu nimeni alte sete care întrec peste vie în ziurile noastre și vedem că vrăjmașii puterii noastre te-au căutat întotdeauna să desfine. De aceea, iubiți credincioși, mai trebuie să fim smeriți și să păstrăm dreapta. Au apărut toate acestea din cauza mântuirii. Atunci când omul este mântru într-un fapt, erezie este o părere pe care omul singur are o părere despre ceva, dar trebuie să vadă ce gândesc și ceilalți, ca să vadă care este adevărul. Dar dacă el ține numai ceea ce știe el și poate el greșește în aceasta, vedem că omul ajunge să ajungă în schismă, în erezie, și atunci asta este foarte periculos, pentru că se desparte omul de Dumnezeu. Deci, iubiți credincioși, aici în biserica noastră, ortodoxă, noi ne adunăm de fiecare dată și dacă cu credință ne rugăm lui Dumnezeu și dacă cerim ajutorul, îl primim. De aceea, nu spunem că suntem sfinți sau dreți înaintea lui Dumnezeu. Suntem oameni păcătoși, greșim de multe ori, dar pe păcătoșii care se pocăiesc, Dumnezeu îi ascultă. Iar pe păcătoșii care nu se pocăiesc, celor păcatelor, Dumnezeu nu îi ascultă. Deci, iubiți credincioși, să fim niște păcătoși care se pocăiesc, venim înaintea lui Dumnezeu, ca să primim de la El dar și putere. Deci, noi suntem astăzi aici, într-o țară ortodoxă, unde majoritatea suntem ortodoxi. Dar multe ai noastre sunt peste granițe, și alte culte, și alte religii, și alte învățături. Și atunci noi trebuie să fim tare credinți și acolo unde suntem ca să câștigăm un pat în întreținerea familiei și nu ca să facem ceva. Trebuie ca și acolo unde suntem să păstrăm dreapta credinței, să susținem adevărul Bisericii noastre Ortodoxe, pentru că unii n-am merge, se găsesc Biserici Ortodoxe peste tot. De ce, iubiți credincioși, trebuie ca unde n-am fi să facem voia lui Dumnezeu și să păstrăm credința noastră pe care o moștenim de la Mântuitorul Hristos, de la Sfinții Apostoli, pentru că numai Biserica Ortodoxă a păstrat succesiunea apostolică, ca să înțelegeți mai bine, transmiterea Harului Duhului Sfânt prin hierotonie, care se poate biscop, preot, diacon. Și această transmisiune a Harului Sfânt de timpul acela părinților noastre se păstrează numai în Biserica Ortodoxă, ca prin acest har dumnezeiesc să puteți primi și voi dezlegare atunci când veniți la taina spovedanie, să puteți fi iertați, să puteți
puteți primi o binecuvântare, să puteți primi harul lui Dumnezeu în toată vremea. Și de aceea Duhul Sfânt lucrează în fiecare suflet care se pregătește pentru Împărăția lui Dumnezeu. În fiecare suflet care este curat, în fiecare suflet care se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. De ce, iubiți credincioși, noi știm că în Sfânta Evanghelie Dumnezeu ne spune că celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă casă. Să fim smeriți și umiliți în fața lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu ne va ajuta. Ne va da putere ca să putem primi ispitele vrăjmașului diavol care sunt atât de mari în zilele noastre. În zile în care avem atâta ocazie la păcat și greu să o ocolești pe ferești, dar trebuie să o facem. Pentru că viața este pe pământ nu-i veșnică, suntem oameni trecători, suntem muritori și trebuie să ne pregătim pentru Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ne pregătim pentru veșnicie, nu pentru viața vremelnică. Aici așa să avem cele nevoie necesare pentru trupul acesta, hrană, îmbrăcăminte, un acoperământ, dar de bază să fie pregătirea noastră pentru veșnicie, să pregătim sufletele noastre, ca atunci când vom lăsa pământul acesta să vedem cum ne-a merge, să avem loc pregătit în ceruri, să fie scrisele numele noastre în cartea vieții, nu cumva atunci când va ieși sufletul din trup să vină diavolul și să spună ai făcut voia noastră pe pământ, de acum vino să te ducem în iad, să te chemuim în veșnicie. Ferească Dumnezeu de așa ceva. De ce, iubiți credincioși? Am auzit în Evanghelia de la Ioan, care s-a citit astăzi, că Mântuitorul Hristos a ridicat ochii spre cer și a zis, Părinte, preamărește pe Fiul ca și Fiul să preamărească. Aici Iisus Hristos a vorbit ca un om, ca Dumnezeu să-L preamărească, pentru că El a venit în lume ca să aducă mântuirea lumii acestea, ca și Fiul să-L preamărească. Și Fiul a preamărit pe Tatăl Ceresc. Pentru că i-a zis, eu și Tatăl una suntem, l-a preamărit pentru că a făcut voia Tatălui Ceresc în lumea aceasta, îndrăgându-ne de la moarte pe cruce, ca să te descumpere pe noi. Pentru că așa a fost voia Tatălui Ceresc. Știți rugăciunea Mântuitorului Hristos în grădina Ghețimani? Când se ruga cu lacrimi de sânge, Tatăl, treacă de la mine paharul acesta, dar nu voia mea, ci voia ta să fie. Și voia Tatălui a fost ca Fiul să sufere pentru păcatul întregii lumii. De ce, iubiți credincioși, cât de mult a făcut Dumnezeu pentru noi, ce facem noi pentru Dumnezeu? Sau ce cere Dumnezeu de la noi ca să facem? În primul rând, să avem o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Să trăim după voia lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu întotdeauna, pentru rugăciune este cea care ne apropie de Dumnezeu. Să păzim poruncile lui Dumnezeu, pentru că ele sunt folositoare spre mântuirea sufletului. De ce, iubiți credincioși, avem și datoria de a umbla la biserică, avem și datoria de a posti, avem și datoria de a ne ruga pentru cei apropiați ai noștri, pentru că Dumnezeu ne ascultă numai pe noi. Dacă ne rugăm și pentru cineva, Dumnezeu ne ajută și pe aceea. De aceea, în biserica noastră ortodoxă, ne rugăm nu numai pentru cei vii, unii pentru alții, ci ne rugăm și pentru cei morți ca să-i ajutăm. Deci vedeți câtă unitate a fost Dumnezeu în biserica noastră, ca să fim uniți unii cu alții prin legătura dragostei pe care Dumnezeu o cere atât de mult de la noi. Nu poți ajuta pe cineva cu un ban, nu poți cuiva să-i dai ceva, că nu ai nici nu poate cele necesare, dar să-L iubești pe cineva, cred că oricine dintre noi poate. De ce, iubiți credincioși, o faptă bună o poate face oricine dintre noi? Unii n-am fi, sau aici, sau departe de casele noastre, peste granițe, dar Dumnezeu este pregătirea. Și acolo unde treacă, trecem de altă credință, trecem de un catolic sau de altă credință, care este El. O rugăciune înaintea lui Dumnezeu o poți face și acolo și Dumnezeu te va ajunge și acolo unde ești. De aceea rugăm pe Dumnezeu să fie milostiv tuturor. La sfârșitul Evangheliei, viața pentru Domnul Iisus, aceasta este viața veșnică. Să te cunoști.
Viața fericită este cunoașterea lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, noi credem în Dumnezeu și mulți cred care nu sunt în biserică astăzi, dar ei n-au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu. Și pentru că n-au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu, trăiesc astăzi în păcate nepocăiți, pentru că păcate și noi le săvârșim. Dar ne străduim să ne pocăim de ele, să ne lăsăm de ele. Dar cei care n-au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu, rămân în păcatele lor și lor ne se pare că așa este bine. Cum v-am spus câteva duminici în urmă despre acest suflet păcătos care ajunge la porțile Raiului și vrea să intre acolo. Dar nu era pregătit pentru aceasta și era Sfântul Apostol Petru la porțile Raiului. Și acela susținea că vrea să intre și intre la așa Apostol Petru și zice, măi, tu ești păcătos, tu nu ești pregătit pentru că ascunzi aici, aici oameni ca tine nu intră. Pentru că nimic e curat și curat, nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Și acel Sfânt, și văzând Apostolul Petru că acela voiește cu din adinsul ca să intre, zice, bine măi, uite, vei petrece câteva zile în iad, apoi câteva zile de veni și de petrece aici în Rai și vine unii îți place și acolo pe miez. Și în clipa aceea a fost răpind acel suflet și dus în iad, l-au întâmpinat diavolii cu muzică, cu joc, cu pocuri, l-au întâmpinat așa frumos. Păi acela zice, băi, vezi la voi aici în iad, că e rău. Pentru că el așa și-a petrecut viața pe pământ, tot în astfel de păcate și îi plăcea o astfel de viață. Și apoi a fost răpit și dus în Rai, acolo frumos, totul era verde, luminos, îngerii cântau, dădeau slavă lui Dumnezeu. Dar el, dacă n-a umblat toată viața la biserică, lui nu-i plăcea atmosfera aceasta de rugăciuni, de cântări, de comunicești. Și după ce a stat câteva zile prin Rai, a venit de la acel suri la Apostolul Petru și acesta îl întreabă, ce zici, unde ți-a plăcut mai mult, aici, la noi, în Rai sau în Coloniale? Și atunci acel suri îi zice, măi, e frumos aici la voi, dar e trist, nu-i pentru mine aici. În iad era mai vesel și când a zis aceste cuvinte, în acest clip a fost dus în iad, dar acum acest vadă, căzane, cu zoală, focul arzând, diavolii, cu furcii au venit ca să-l iasă, să-l întoarcă acolo pe foc. Și a zis, băi, dacă eu am fost câteva zile mult la voi și voi m-ați întâlnit așa de frumos aici, cum acum ai așa un foc, așa un chin de groază? Și diavolul îi zice, băi, noi așa facem reclamă, la început așa arătăm și creștinilor pe pământ, că asta e viața. Dar acum tu vezi realitatea care este în ea, de ce iubiți credincioși? Nu vă lăsați amăgiți de ispitele diavolului, pentru că îți arată că viața asta e frumoasă așa cum o crezi tu, dar gândește că fără Dumnezeu nu este așa. De aceea să trăim o viață duhovnicească, iubind biserica, iubind slujbele duhovnicești, pentru că slujba Sfânta Liturghie este cea mai mare rugăciune de mulțumire pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu. De ce? Dacă va face această atmosferă de rugăciune de biserică, aceasta va rămâne în sufletul tău și aceasta te va face să-ți placă să fii, îți va place să fii și în Rai și în viața cea. De ce Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi cu rugăciunile Sfinților Părinți, la Sinodul I Ecumenic, care atâta vreme au lătat pentru dreapta credință, pentru apărarea ei, ca și noi, așa cum suntem aici, Dumnezeu, să ne ajute tot așa, să putem ajunge, să fim și acolo, în cerul toți, în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.